Se apropie votul final pe legea dării în plată, iar băncile scot din ce în ce mai multe persoane și instituții la înaintare să le apere punctul de vedere. Da. Domnul Mugur Isărescu, să trăiți șeful, a vorbit în ultima lună cât n-a vorbit în 26 de ani de când e guvernatorul BNR. Cum îi se oferă ocazia, cum mai bagă 2-3 panseuri despre legea dării în plată. Dacă există o lege a dreptății, înseamnă că sunt și legi strâmbe. Devine apoi o lege a haiduciei, asta e și mai interesant. Ce vorbești, domne? Mă mir că n-a început domnul Isărescu să intre prin scările de bloc, da, să bată pe la ușile oamenilor cu niște broșuri în mână, ca misionarii baptiști, da, să răspândească cuvântul domnului nostru, guvernatorul. Dar nu e doar domnul Isărescu propagandistul băncilor. Cum necum au reușit ăștia să convingă și o asociație umanitară foarte respectabilă, cum e Salvați Copiii, să anunțe oficial cât de rea e legea dării în plată. E da, am înțeles. Sunteți multe bănci care sprijiniți financiar această asociație. Dar nu era cazul să-i cereți să sară în apărarea voastră? Asta e ca faza aia cu politicienii care își scot copiii în față când dau de belele. Adică teoretic, băncile nu ajută copii ca să-i folosească apoi în interes propriu. Îi ajută dezinteresat, nu? Pentru că și ele sunt umane. Au și ele o inimă, un suflet. Și lor le pasă. În fine, ultima somitate care a ieșit să mai dea un brânci legii dării în plată este viceguvernatorul BNR Bogdan Olteanu, care cere, atenție, da, până aici s-a ajuns, egalitate între bănci și cămătari. Atunci când împrumutați de la vecinul dumneavoastră bani, există o entitate a statului care să vă ajute? Nu. Asta e o relație liberă, comercială, în care fiecare dintre noi ne judecăm opțiunile și asta e o opțiune de viață. Domnul Olteanu, cum să vă spun ca să nu vă jignesc, dar să știți că există, domne, entități legale care intervin și în cazul împrumuturilor dintre persoane fizice. Se cheamă polițiști, se cheamă procurori, pentru că orice ați zice, cămătăria, domnul Olteanu, e ilegală. Măraru, de ce este atât de interlop, Măraru? Cei din Piatra Neamț, presa, vă rog să spuneți dumneavoastră, de ce este interlop? De ce se vehiculează acest lucru? De ce? Pentru că dădea bani la oameni și le lua camătă. Câți nu dau bani? Sunt procurori care dau bani. Sunt, eu știu, și alții. Bun, hai că-l înțelegem pe nea polițistul ăsta din Piatra Neamț, că de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere, vorba aia. Dar BNR să nu mai facă distincția între instituții bancare legale și cămătari. Ce mai urmează? Să-l vedem pe domnul Mugur Isărescu plecând de la BNR pe un cal alb, nu? Păi cămătărie, bancă, e cam tot aia, nu? Hai, v-am lăsat, vă pup! Nu mai! Spune-o altă dată!